În primul rând, sper să mă ajute vocea să consumați întrebările, să apuc să vă răspund la toate. Încep în a felicita echipa oaspete și până ora la mulți ani Greciei, pentru că e ziua națională a Greciei și felicitări pentru ambele momente. Referitor la joc, sigur, un test pe care l-am așteptat, pe care l-am dorit, un test care ne-a răspuns la anumite întrebări, un test împotriva unui adversar care are un nivel bun și mi-am dorit asta. Am văzut toate jocurile din grupe și o echipă care reușește să ia punct în Spania, 1-1 în Spania, care pierde greu dintr-un penalti acasă, 1-0 cu Spania, care bate Suedia, care propune 18 jucători în cupele europene la începutul competiției europene și cu 4 încă activi prezenți în cupele europene, cu omogenitate, cu calitate, ne așteptam la un meci dificil, ceea ce s-a și întâmplat. În ceea ce ne privește, sigur, procesul de pregătire, din păcate, nu a fost cel pe care l-am dorit. Am avut 8-9 jucători cu probleme medicale, 4 dintre ei sunt izolați în camere la Mogușoaia. Am reușit să recuperăm pe restul, dar am avut în primul 11, din păcate, 3-4 jucători care au fost la limită pentru joc. Spre exemplu, Rațiu azi noapte a fost cu temperatură, dimineața nu s-a antrenat. Am încercat ultima 100 de metri și am reușit să recuperăm. Sunt lucruri care nu le doream, pentru că vroiam să ne putem folosi de moment cât se poate de bine. În sensul în care să evaluăm, pentru că am spus asta, să înțelegem mai bine și noi grupul de jucători, să dăm șanse cât mai mulți dintre ei ca să ne răspundă la anumite întrebări. Cu mențiunea că eu rămân stabil pe ce am spus, e un grup care are potențial și în care cred. Sigur, rezultatul cred că ar fi putut să fie ceva mai bun pentru noi, cu puțină șansă. Din păcate, nu este cel pe care l-așteptam, dar mi-a răspuns și cu siguranță că și jocul din Israel va continua să-mi răspundă la întrebări. Știu ce am de făcut, știu planul este foarte bine pus la punct pentru viitor. Am încredere că într-un timp relativ scurt putem să ne ridicăm nivelul și automat să începem să producem rezultate semnificativ mai bune. Întrebările vă rog la microfon. Justin? Justin Gafiu, Play Sport. Edi, dacă poți comenta, te rog, două observații din această partidă. Odată, care este rațiunea pentru care ai făcut primele schimbări de-abia minutul 60, în condițiile în care discutăm totuși de un joc amical și de o primă repriză, să-i spunem, tulbure, da? Ca să nu folosim poate cuvinte mai puternice, da? Asta ar fi una. Și a doua, ce-ți spune ție faptul că echipa reușește un unic șut pe poartă, abia minutul 72, prin Adi Rus, pare developarea unei serii ratate, inclusiv din acest punct de vedere. Dacă poți comenta aceste două... Hai să o luăm în ordine. Te rog. În primul rând am spus că contează rezultatul și va conta mereu, pentru că așa clădim o stare de spirit, așa construim... Un grup cu o mentalitate solidă, trebuie să învățăm să luptăm pentru rezultat, trebuie să ne dăruim. Echipa națională nu este funcțională, pentru că dacă eram la turneul final. Au fost lucruri bune de care ne putem lega din trecut, dar sunt clar lucruri multe care sunt depus la punct. În ceea ce reprezintă jocul propriu-zis, da, o primă repriză în care nu am fost așa cum mi-am dorit, nu am avut ritmul de joc pe care l-am dorit, nu am avut consistența pe care am dorit-o, nu am avut circulația mingei suficient de bună, am fost destul de statici, am cerut mult la picior, nu am accesat profunzimea suficient, probabil și puțin timorat, cel puțin o parte dintre băieți. Cu toate astea, prima repriză am avut o ocazie foarte mare cu Mitriță, care putea să schimbe un pic datele probleme. Însă am văzut că de-a lungul timpului n-am ezitat să fac schimbări și la pauză, poate și în prima repriză, dar pentru mine a fost primul joc. Încerc să identific anumite lucruri, cunosc echipa națională și e o parte importantă dintre jucători foarte bine, dar altceva e când îi antrenezi, când lucrezi cu ei, când îi cunoști personal. Am vrut răspunsuri și nu este firesc ca, mai ales că este un joc amical, minutul 45 să faci 2-3 schimbări, atâta timp cât lucrurile nu sunt suficient de clare. Da, probabil că dacă era un joc oficial, reacționam mai repede. Repriza a doua a fost cu totul altceva, dar să nu uităm că repriza a doua a început mult mai bine din minutul 46.
nu numai după ce s-au făcut schimbările. Banca a intrat bine, majoritatea. Au adus un plus de consistență, un plus de mobilitate, de mișcare, o altă circulație a mingii și consider, și cred că sunt obiectiv când spun asta, că repriza a doua ne-a aparținut în măsură foarte mare. Pentru că am produs ocazia, am produs situații,